Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. Vă propun astăzi o călătorie pe continentul african, o călătorie virtuală, desigur, o călătorie în care vom vedea cum lucrează Dumnezeu acolo și vom fi călăuziți, îndrumați în această călătorie de către invitații noștri din această zi. Marcel și Ioana Șaitiș, bine ați venit! Bine v-am găsit! Madagascar, o insulă destul de mare pe coasta de est a continentului african. Este casa voastră acum pentru un an și potrivit viziunii APM-ului, casa voastră pentru mulți ani de aici înainte. Aș vrea să ne duceți în Madagascar și pe noi care urmărim acum din studio discuțiile cu voi și pe telespectatorii noștri. Duceți-ne în Madagascar. Ce fel de țară este? Care este situația politică, economică, religioasă? Pentru că această țară este casa voastră acum. Marcel, începi tu? Da. Madagascarul este o țară în sudul Africii. Se găsește pe tropicul Capricornului. O țară tropicală, o țară foarte săracă, o țară în care sunt aproximativ 22 de milioane de locuitori care sunt înregistrați, pentru că există populație neînregistrată care locuiește în junglă și este mai greu de înregistrat, sau locuiesc pe munți și nu există posibilități de a ajunge la ei. Nu sunt în nicio evidență. Da, nu sunt în nicio evidență. O țară care teritorial este cam de două ori și jumătate cât România, deci este foarte întinsă, este ca o lacrimă lângă Africa, o țară foarte, foarte interesantă, o țară, aș putea spune, destul de sălbatică, nu ca și locuitori, ci ca și teritoriu, dar totuși o țară foarte frumoasă. O țară a contrastelor, în care, pot să spun, verdele culturilor de orez contrastează puternic și face un frumos contrast cu albastru cerului. O țară pe care noi o iubim, în special pe locuitorii ei. Tu, Marcel, ai mai fost odată în Madagascar într-o călătorie scurtă de pregătire a mutării voastre acolo. Tu, Ioana, cum te-ai dus pentru prima dată? Ție cum ți s-a părut țara? Diferită de poze, de ceea ce am văzut înainte și de pregătirea pe care am avut-o înainte. Dar o țară pe care o iubesc. Așa cum spunea și Marcel, ne bucurăm că suntem acolo, ne bucurăm că am avut harul și avem harul să fim acolo ca și misionari. O țară săracă, o țară în care suferința este răspândită peste tot. Oameni suferinți, oameni cu nevoi. O țară în care creștinismul are nevoie să intre în această țară. Chiar dacă a intrat acum mulți ani, este nevoie. Să se dezvolte? Da. Să se extindă. În ceea ce privește resursele, există bogăție, resurse naturale în această țară și de unde totuși sărăcia? Da, există bogății naturale, există petrol în Madagascar, există zinc, există fier, dincolo de asta există lemn prețios sau pietre prețioase, fapt pentru care țara este plină de chinezi și de indieni care au venit special pentru pietrele prețioase. Dar noi credem, din ceea ce am discutat și cu alți misionari și cu păstorii, că țara este sub blestem. Oamenii nu au capacitatea tehnologică de a dezvolta această țară. Ce fel de blestem? Ați auzit ceva sau este o legendă? Credem că sunt sub blestemul strămoșilor lor, deoarece în general, majoritar, țara se închină la diferiți dumnezei și cultul strămoșilor este foarte dezvoltat. Lucrul acesta
cred că aduce blestem asupra lor. Au nevoie de liberarea lui Hristos, au nevoie, oamenii lucrează. Noi am văzut malgașii muncind, harnici, bineînțeles în ritmul lor, într-un ritm african, mura-mura, cum zic ei, adică încet, încet, dar muncesc. Dar cu toate astea, tot ce adună parcă pun într-o pungă spartă și nu reușesc să o scoată la liman. În jur de 7-8% din populația țării este foarte bogată. Ei dețin frâiele, să spun, ale țării, iar restul populației este foarte săracă. În Madagascar, termenul sărac lipit pământului este un termen realist, pentru că majoritatea dorm pe jos. Majoritatea populației dorme pe jos, pe niște așa numite țiuri, făcute, niște covorașe făcute din împletituri, din materiale împletite. Deci asta este Madagascarul. O țară frumoasă, cu oameni frumoși, cu multe resurse, dar în ciuda tuturor acestora, încă multă sărăcie, multă foarte durere, multă. Multă suferință. Foarte mult. În mijlocul acestei națiuni, care în marea majoritate încă nu a ajuns să-L cunoscă pe Dumnezeu. Așa este. Aș dori acum, pentru că sunteți pentru prima dată în emisiunea mea, pentru cei care sunt pentru prima dată, am întrebări legate de chemarea lor la misiune și chemarea lor specifică într-o anumită țară. Obișnuiesc să discut despre chemare pentru că sunt mulți tineri preocupați, interesați și nu numai tineri, de Dumnezeu. Cum cheamă Dumnezeu în misiune? Poate că ei și-au fixat un anumit standard. Dumnezeu cheamă în felul acesta, dar Dumnezeu cheamă în multe feluri. Pe voi cum v-a chemat Dumnezeu la misiune? Marcel, cum te-a chemat Dumnezeu? Apoi Ioana? Pe mine m-a chemat direct din lucrul Domnului, să spun, în timp ce lucram la Agenția Pentecostală de Misiune Externă, ca și secretar executiv. Am avut prilejul să cunosc mai mult despre Marea Trimitere, pe care de fapt am citit-o în Biblie, făcând și școala teologică la București. Am știut de lucrul ăsta, dar n-a atins inima mea Marea Trimitere și sunt surprins că nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Când am descoperit cu adevărat cuvintele Domnului în ceea ce privește Marea Trimitere, parcă m-am născut din nou la misiune și în inima mea a început să vibreze ceva pentru lucrarea de misiune. Am început să împărtășesc cu Ioana despre asta și am spus: Ioana, ce ai zice dacă ne-ar chema Domnul undeva? Eu personal m-am gândit la Malaezia. Și după aceea, pe măsură ce mergeam cu misionarii, Dumnezeu începea să-mi vorbească tot mai clar. Domnul mi-a vorbit din mai multe părți în același timp. Eram la fel deodată în biserică și eram cu unul dintre misionarii Agenției Pentecostale de Misiune Externă și în timp ce predicam, Dumnezeu mi-a vorbit în inima mea așa de puternic și mi-a zis, în timp ce eram la Amvon, nu mai predica despre misiune, du-te tu cu familia ta pe câmpul de misiune. Eu am zis, wow, e absurd, cum să mă duc eu pe câmpul de misiune? Atunci, aveam doi copii. Și am zis, nu se poate, dar eu mă simt foarte util și foarte împlinit în ceea ce fac. Dar gândul a persistat. În același timp, la una dintre întâlnirile cu Bordeaux APM, a venit fratele Cameron Wilson și am spus, frate Cameron, simt ceva pentru misiune și simt ceva pentru Malaezia, i-am spus dânsului. Iar dânsul mi-a zis, auzi, tu vorbești mai bine limba franceză decât limba engleză, de ce nu vă gândiți la o țară malaeziană, cu specificul background malaezian? Și am zis, care să fie? Deci e Madagascarul. Rugați-vă pentru Madagascar. Am venit acasă și am zis Ioanei, hai să căutăm Madagascarul și să vedem cum arată Madagascarul.
față de Kuala Lumpur. Madagascar arăta dezolant. Am zis, nu vreau să merg acolo. Nu vreau ca să ajung acolo. Până la urmă, Dumnezeu a pus tot mai puternic pe inima noastră lucrul ăsta. Ne-am gândit și la alte țări. Am luat în considerare distanța, faptul că avem doi copii și am zis, am putea merge în Alger. La un moment dat am vorbit și despre Muntenegru. Dar inima noastră a rămas legată de Madagascar. Și am ajuns în Madagascar în anul 2012 și am văzut acolo mai multe echipe, mai multe posibilități de a lucra. Când am văzut țara, am plâns, am tremurat, am zis, sunt nebun dacă eu vin cu fetele mele, alea frumoase, sensibile și le aduc în țara asta. Groaznic, groaznic, ce nebun aș fi! Și așa am fost de frământat și m-am culcat într-o seară plângând și m-am trezit în cealaltă dimineață cu o impresie puternică din partea lui Dumnezeu, în care Domnul îmi spunea, aici este locul tău. Asta se întâmpla în Madagascar în Asta timpul acestei călătorii pe termen scurt. Da, da. Și am venit din Madagascar, țin minte că am părăsit aeroportul, avionul se înălța și eram așa de fericit, așa de împlinit. Trebuie să mă întorc aici. Deci pe tine Dumnezeu te-a chemat punându-te zi de zi, lună de lună, ca și secretar responsabil financiar la Agenția Pentecostală de Misiune Externă, cu misionarii, cu rapoartele pe care ei le-au trimis. Și încet, încet Dumnezeu a vorbit în inima ta, apoi l-a folosit și pe fratele Camerun, apoi este. A vorbit și Duhul Sfânt în inima. V-a folosit și inima, pe dumneavoastră și pe fratele inima. Deteșan. Da. Așa. Și ai cedat acestor voci până la urmă. Da, e frumos lucrul la birou. E extraordinar și îmi place foarte mult. Aveam un loc de rugăciune în Florești, unde locuiam noi și tot stăteam acolo sus pe deal și ziceam, Doamne, chiar vrei să merg în Madagascar? Doamne, am copii, acum venea și Filip al treilea copil. Doamne, de ce să mă duc? Și Domnul mi-a vorbit atunci personal și mi-a zis, acolo, pe câmpul de misiune, o să descoperi lucruri extraordinare pe care nu le poți descoperi stând pe un scaun acasă. Așa mi-a vorbit mie personal. Marcel, înainte de a te gândi să pleci pe câmpul de misiune și a intra în contact cu Agenția Pentecostală și a lucra efectiv pentru agenție pentru 4 ani de zile, la ce te gândeai? Care era perspectiva ta cu privire la viitor, carieră? Păi ce îți doreai să fii? Eu slujeam în biserică, am lucrat pentru misiune, într-un fel. Am lucrat pentru evangelizare în interiorul țării, împreună cu misiunea Speranța, pentru o perioadă de câțiva ani. Doream să-L slujesc pe Dumnezeu, dar n-aș fi vrut să fiu un misionar. Poate am fost influențat și de anumite cărți despre misiune, care misionarii sunt omorâți cu săgețile, în special tribua Uca, se duc acolo niște bărbați din America, 5 bărbați. Și când mă gândeam la misiune, tremuram, ziceam, wow! Eu pe câmpul de misiune n-am ce căuta. Eu nu pot să fac așa, alții sunt boli pe câmpul de misiune. E străinătate, e greu, trebuie să iei totul de la început. Și nu. A fost lucru pe care nu mi l-am dorit. Probabil și că nu l-am înțeles. N-am înțeles inima Domnului Iisus. Dar când am înțeles inima Domnului Iisus, și după aceea, când am ajuns pe câmpul de misiune, de ce nu m-am dus mai repede? De ce n-am simțit lucrurile astea mai repede? De ce nu m-am putut duce acum 10 ani? Aveam alte forțe, alte energie. Dar tu crezi că ăsta a fost un timp pierdut? N-a fost un timp pierdut. Ce crezi că a făcut Dumnezeu în acești 10 ani? Ce a pregătit în tine? Domnul mi-a pregătit o soție superbă, câțiva copii, dar a pregătit în mine. Dumnezeu a schimbat inima mea. M-a făcut mai matur, cred că m-a făcut mai înțelept, m-a făcut mai organizat, m-a făcut să-L înțeleg mai profund.
nu știu, lucrurile care fac un om, zic eu că ar trebui să facă un om așezat. Chiar mă gândeam că vine un moment în viața unor bărbați când apare criza din jurul vârstei de 40 de ani. Aveam impresia la un moment dat că gata, eu am ajuns la un climax și gata, de acum viața trebuie să se așeze liniștit pe făgașul ei, să-mi cresc copiii, să... Așa am avut impresia. Și parcă aveam o energie slabă, dar în momentul în care am hotărât să mergem pe câmpul de misiune, nu știu, Dumnezeu mi-a dat o energie pe care eu nici măcar n-am bănuit-o. Așa, pur și simplu, din adâncuri s-a revărsat o putere. Duhul Sfânt a făcut asta și ne-a surprins și parcă am reîntinerit, parcă am reînnoit, așa. Și Domnul, inclusiv mental, atâtea idei mi-a dat și atâtea lucruri. Deci v-a scuturat din zona de confort. Da, și nu-mi pare rău absolut deloc, că sunt așa de încântat că facem. Și da. Dumnezeu te-a pregătit, așa cred și eu, te-a pregătit pentru că astăzi e mulți tineri, cred că la 18, 19, 20 de ani, ei sunt pregătiți, pot să plece și e bine că încep de atunci să fie preocupați de misiune, dar a face o lucrare bună și de calitate înseamnă să fii bine pregătit. Mă întorc la tine, Ioana. Tu cum ai fost chemată la misiune? Pentru că și tu ești misionar, nu ești doar soție de misionar. Așa este. În inima mea, misiunea și-a făcut apariția acum mai mulți ani. Aveam 16 ani când am simțit că inima mea bate mai tare pentru misiune și lucrarea de misiune, dar nu știam sub ce formă va fi implicarea mea. Pentru o perioadă a fost ajutor financiar pentru alți misionari sau evangelizare cu copiii. M-am căsătorit cu Marcel și el mi-a spus din start că nu vrea să-mi ia el ca și misionar. Am zis, Doamne, ceva nu funcționează, probabil. N-am înțeles eu bine chemarea, probabil. Dar ne-am rugat, m-am rugat în continuare pentru ceilalți misionari și misiunea a fost într-un locaș al inimii mele. În momentul în care Marcel mi-a zis că vrea să mergem ca și misionari, n-am știut ce să cred. Vreau să mă bucur, în același timp mi-era frică că poate este doar o emoție. Dar văzând că este tot mai convins de chemare, este tot mai convins de faptul că trebuie să mergem ca și misionari, m-am bucurat și inima mea a săltat. Și așa ne-am îndreptat privirile spre Madagascar. Nu am avut o țară nume la început. Ne-am dorit ca Dumnezeu să ne ducă acolo unde putem fi de folos și unde este planul Lui. Ne-am rugat pentru mai multe țări și am simțit că Madagascarul se lipește de inima noastră și mă bucur că am făcut această decizie, că am luat această decizie. Și acum sunteți de un an de zile în Madagascar. Aș vrea să continuăm discuția abordând o temă foarte specială. Cum a fost adaptarea voastră? Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați întâmpinat după așezarea voastră acolo? Unde au apărut piedicile cele mai mari în adaptare? Au fost probleme de climă, de sănătate, alimentație spirituală, probleme spirituale. Unde au fost luptele cele mai mari în acest proces de adaptare în Madagascar? Eu personal, la început, după ce am ajuns în Madagascar, am simțit o presiune foarte puternică. Simțeam că toată lumea îți invadează spațiul personal, că nu poți să faci absolut nimic fără să nu fie oameni care te privesc. Aceasta și din cauza că noi suntem albi și ei sunt închiși la culoarea, o piele neagră. Nu mi-a fost comod.
Dar m-am obișnuit cu acest lucru. M-am obișnuit cu oameni care vor tot timpul să-ți vândă câte ceva, cu cerșetori care te abordează permanent. O altă greutate pentru mine, pot să spun ca și mamă, a fost adaptarea la climă, dar în special a copiilor. Pentru că fetele au avut probleme din cauza mâncării de acolo, din cauza alimentelor, și pot să spun că a fost o suferință pentru mine să le văd că suferă și nu găsim un remediu. Pentru tine, Marcel, în primele luni după așezarea voastră acolo, care au fost cele mai mari probleme pentru tine și a făcut dificilă adaptarea voastră? Da, la aproximativ 3 săptămâni, 2-3 săptămâni, cam așa, după ce am ajuns în Madagascar, am fost primiți acolo cu brațele deschise, mulțumim Domnului. Am fost surprinși ce deschidere ne-a făcut Dumnezeu. Ne-a ajutat foarte mult Agenția Pentecostală de Misiune Externă, trimițând înaintea noastră, trimițând niște scrisori în care scriați despre noi, despre lucrarea noastră. Am primit și din partea cultului pentecostal recomandări și asta ne-a deschis ușa acolo. Eu chiar m-am întâlnit cu comitetul bisericii pentecostale de acolo și ne-a ușurat intrarea în țară. A fost așa o binecuvântare. Eu am fost primit ca și păstor acolo și asta ne-a ușurat pur și simplu lucrarea. Dar am ajuns în Antsirabe. Am ajuns în Antsirabe, locul în care trebuia să locuim. Wow! Primul lucru, s-a deschis poarta, am intrat, era un bărbos în vârstă cu părul alb acolo, ținea un câine și m-am speriat. Ce poartă s-a deschis? Poarta de la casa unde avea să așezați voi. Da, da, și așa am întâlnit pe primii misionari acolo, doi americani care mi-au fost ca niște părinți. Billy și Joe Wilson, oameni care au stat 25 de ani pe câmpul de misiune în diferite țări de acolo. Și am intrat în casă. Noi am văzut casa înainte în poze că a locuit un misionar american. Și nouă ni se părea casa mare. Și am văzut ce mici, ce mari apar lucrurile în poze și ce mici sunt în realitate. Am intrat în casă și după aceea ne-am trezit în cealaltă dimineață, am aranjat lucrurile, ne-am desfăcut bagajele, ne-am trezit în cealaltă dimineață, eram toți mușcați de purici. La un moment dat și în pampersul lui Filip erau purici. Așa ceva, noi nu ne-am mai întâlnit cu o astfel de invazie de purici. Ce ne-am frământat cu asta? Caută soluții, nu știam pe unde, soluții pentru pureci. Ok, în final am început să rezolvăm situația asta care chiar ne-a chinuit, pe lângă adaptarea la mâncare care a făcut ca pe pielea noastră să iasă tot felul de bube, să spun, de erupții și erau pline fetele, au fost și purecii. Și la vreo 3 săptămâni după ce am ajuns, în apropierea casei noastre, niște bandiți, pentru mine era noțiunea străină de bandiți, așa, până în Madagascar, pentru că în societatea noastră modernă sunt spărgători, de sparg băncile, poate sparg casele sau fură, dar efectiv ne-au spus 4 bandiți înarmați, au spart un zid mare, au început să spargă casa, să rupă casele care sunt mai bune. Au niște închizători de lemn, obloane de lemn, da? Și le-au rupt pur și simplu obloanele de la ferestre. Vecinilor noștri. Da, da, vecinilor noștri. Și eu nu știu cum au făcut asta, că nu poți să spargi în zi, să scot 70-80 de cărămizi fără să nu faci gălăgie. Și în final ei, speriați, pentru că i-au amenințat cu moarte, vreau să îi jefuiască, ăștia erau niște malgași un pic mai bine așezați, mai bogați, au găsit un fluier, pentru că
E greu cu poliția în Madagascar, că aproape e inexistentă. Și au găsit un fluier și au început să fluiere, să alerteze vecinii. Și toți vecinii au început să sară. Și am înțeles că fiecare casă are un astfel de fluier. Aveți da, și voi? Da, nu l-ați adus. Nu l-am adus. L-am adus în emisiune. Nu l-am adus în emisiune. Am fluierat la noi în biserică cu un fluier de asta și pastorul nostru a zis, o să intri în istoria bisericii, că ești primul care fluiere în biserică. Da, și m-am speriat pentru că noi eram noi acolo și dintr-o dată niște oameni înarmați care pătrund în case. Până atunci noi lăsam ferestrele frumos, fără obloane închise. Am zis că e o corfodă să-ți închizi obloanele. Am tras o sperietură, am început să vorbim în casă. S-au speriat fetele, special Alessia, e mai fricoasă. Tati, sunt bandiți? Oare o să intere, o să vină și la noi, o să ne atace? Pur și simplu ne-am înfricoșat în perioada aia și am înțeles că e o realitate. În țară era destabilizare pentru că 2009 a avut loc o lovitură de stat și abia acum în ianuarie s-a ales nou președinte. Așa că era un fel de Israel intrat în Canaan, fiecare făcea cam ce vroia și după aceea noi mergeam la cursuri de limba malgașă și o fată ne ajuta cu Filip în timpul ăsta când eram la cursuri. Ea ne zice, azi noapte am ieșit să spăl niște haine pe la ora 3 și zice, pe lângă casa noastră au trecut câțiva oameni cu arme și cu ceva tras pe cap ca să nu li se vadă fața. În Madagascar în jurul orei 4:30 se face lumină. Ne-a înfricat și mai tare. Wow, oamenii ăștia, ele zic briganți, sunt așa aproape și atunci a trebuit să ne încredem în Domnul. Ieșeam în fiecare seară, pe mine m-a marcat mai mult, nu știu, pe Ioana poate n-a marcat așa de tare. Am cerut sprijin în rugăciune, Domnul ne-a dat chiar un cuvânt profetic printr-un păstor din România, să nu ne temem că el o să ne păzească. Am început să le învățăm pe fetele noastre versete biblice de care vizează ocrotirea și cuvântul profetic era din Iov 1:10 și zice, am un cuvânt pe care să vi-l personalizați pentru familia voastră. Tu m-ai ocrotit pe mine, casa mea și tot ce este al meu. Ai binecuvântat lucrul mâinilor mele și turmele mele acoperă țara. A fost un cuvânt atât de protecție cât și de binecuvântare. Să știm că Dumnezeu este în controlul lucrurilor, Dumnezeu o să ne ocrotească și Dumnezeu o să se ocupe să ne ajute să înflorim pe acel pământ străin. Și teama de bandiți, puricii, insectele, problemele alimentare au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut da, am acolo. Am mai fost surprins de un fenomen interesant. Nu știu dacă în toată Africa se găsește, dar la noi au fost invazii de lăcuste. Invazii de lăcuste într-o dimineață bătea ceva în ferestre, pe acoperiș. Da. În acoperiș, da. Ioana era plecată deja în oraș, s-a dus cu fete la școală și ies afară, pur și simplu negru, peste tot, plin de lăcuste. Așa ceva n-am mai văzut niciodată. Acum înțelegeți mai bine textele din Vechiul Testament care vorbesc despre invaziile de lăcuste, nu? Da, da, a fost ca o urgie. Peste tot mișunau oamenii, în special oamenii foarte săraci, se bucurau, le culegeau, le mănâncă, da, miros îngrozitor. Problema e că statul a trimis, cel puțin noi am văzut, eu am văzut un elicopter care le-a dat cu ceva soluție și oamenii le mâncau și se îmbolnăveau din cauza asta. Dar au fost și lucruri frumoase care s-au întâmplat, nu-i așa? Așa este. Și care au ușurat
țara voastră acolo, care au fost aceste lucruri frumoase care s-au întâmplat în primele luni și care v-au determinat să spuneți, da, Dumnezeu ne vrea aici. Aici este locul nostru, aici este casa noastră. Spune, Ioana. Unul dintre ele a fost apropierea de Dumnezeu. L-am simțit mult mai aproape de noi. Duhul Sfânt ne încuraja permanent și am văzut că nu suntem singuri în toate încercările. Și acest fapt ne-a dat curaj și putere să trecem mai departe și să vedem în tot ceea ce părea negru la început, să vedem un ajutor pe care noi putem să-l oferim celor de acolo și să fim de folos. Pentru noi, ca și familie, a fost părtășia. Este punctul care ne-a apropiat cel mai mult, care ne-a făcut să nu ne simțim departe, să ne simțim uniți, să ne simțim o familie, chiar dacă familia lărgită ne lipsea. În Madagascar, în jurul orei 6 este noapte, deja se întunecă și nu mai ieșim afară. Așa că intrăm cu copiii în casă și undeva, probabil înspre 7 și ceva, avem părtășie cu familia, toți împreună, cântăm, ne rugăm, povestim cu fetele despre ziua care a trecut. Povestim din Biblie. Le-am spus aceleași lucruri din Biblie fetelor de mai multe ori. Dar ele tot ascultau, mai spune, tati, mai spune-le. Așa, și le plac foarte mult. După ce am făcut rost de niște desene animate în limba franceză și le traduceam la început fetelor, uite, cu Daniel, cu... Și așa de mult conta, așa de încurajate se simțeau. Am ajuns să avem pe Alesia ca un ceas în familia noastră. Când se făcea ora 7, ea zicea, tati, nu începem părtășia. Am văzut că fetele se roagă pentru cauze specifice. Le-am învățat să se roage pentru cauze specifice. Domnul ne-a făcut cadou timpul de părtășie. Pentru noi o mare, mare binecuvântare. Am crescut noi ca familie, ne-am unit mai mult, am fost mai aproape unii de ceilalți, am văzut unii nevoile celorlalți și la un moment dat fetele ziceau, tati, nu ne cumperi bicicletă. Era destul de scumpă. În Madagascar e o țară foarte săracă, dar sunt lucruri care sunt enorm de scumpe. Suntem surprinși de contrastul ăsta uriaș și am zis, Alesia, haide să ne rugăm pentru biciclete. Ne-am rugat pentru biciclete peste vreo săptămână și ceva. Ne-a vizitat un misionar și sus pe mașină avea două biciclete. Wow! Nu le venea să creadă. Nici nouă nu ne venea să credem. Un alt misionar american la care i-au crescut copiii, probabil că le-a pus la inimă pe fetele noastre sau pe copiii noștri și le-a trimis bicicletele. A fost așa un răspuns din partea Domnului. Era un bărbat bolnav, un prieten de-a meu din România, care avea cancer, așa ne-a spus, avem cancer. Apoi fetele l-aminteau în fiecare zi pe nume și la un moment dat el ne-a trimis mesaj, Domnul m-a vindecat. Domnul m-a vindecat de cancer. Și le-am zis fetelor, de le continuau să se roage pentru el. Și am zis, da, Domnul l-a vindecat. Da, chiar l-a vindecat. Hai să ne rugăm pentru alți copii. Și vedem cum Dumnezeu a dezvoltat în inima copiilor așa o inimă de rugăciune, de a le păsa pentru de alții. Nu știu dacă s-ar fi întâmplat lucrul ăsta aici. În România. Și dincolo de acest timp de părtășie care a consolidat unitatea voastră, v-a crescut spiritual, a făcut posibilă adaptarea voastră mai ușor acolo, ce alte lucruri v-au susținut, v-au sprijinit în primele luni ca să puteți spune, eu sper că puteți biserica, spune, nu? Faptul biserica, că așa sunteți este, la locul potrivit. Așa este. Care biserica? Biserica Pentecostală din Madagascar a fost o mare binecuvântare pentru noi. În special, un pastor, se numește pastorul Manitra, el a fost o mare binecuvântare pentru noi. Un om foarte generos, un om foarte bun, un om
care n-ar fi profitat de noi față de mare majoritatea malgașilor, da? El nu căuta să profite de noi. Venea pe la noi, se ruga pentru noi, ne întreba dacă am putea să vă ajutăm cu ceva, ce să ne ajute, că și ei o duceau, cum o duceau. Dar a fost așa deschis, ne-a invitat să mergem la biserică, așa că am avut o biserică mama acolo, care e biserica, să spun, biserica noastră, unde activăm noi cel mai mult, deși activăm și în celelalte biserici. Ei au fost pentru noi ca o familie, familia pastorului Manitra, și asta ne-a ajutat faptul. Și apoi au fost Billy și Joe, misionari americani care au fost lângă noi în primele luni, până în luna decembrie, când s-au mutat în zona de junglă. N-aveam mașină, mergeam cu pus-pusul, și pus-pusul te taxează de 3-4 ori prețul normal dacă ești alb. Și ei întotdeauna au fost lângă noi ca niște părinți, ne-au sfătuit, ne-au zis, vedeți, sunt anumite piedici, fiți atenți la lucrurile astea. S-au deschis, au râs cu noi, au plâns cu noi. Am fost binecuvântați prin echipa pe care ne-a dat-o Dumnezeu acolo. Deci este foarte important, da. Spuneți voi, este foarte important că atunci când te duci pe câmpul de misiune și există o biserică națională, să te conectezi așa cu ea. Este foarte important în zonă misionari, să iei legătura cu ei, pentru că te pot ajuta din experiența lor, fiind așezați de mai mulți ani acolo. Nu să te duci ca și soldatul singuratic și așa să o iei de la capăt. Domnul ne-a făcut o cadou pe Ada Vultur. Acum. Așa. Da, Ada Vultur a venit în luna ianuarie. Ea este cu Wycliffe și se va implica în proiectul de traducere a Bibliei în celelalte dialecte. Și a fost pentru noi ca o gură de aer. Locuiește undeva aproape de voi? Locuiește în același oraș cu noi. Nu a stat cu noi în casă, a stat de la început în altă parte, dar este în oraș cu noi, ne întâlnim destul de des. Pentru fete a fost o bucurie să vorbească limba română și cu altcineva în afară de noi. Da, a fost o provocare pentru copiii noștri să învețe limba franceză. Oh, le-a fost greu, dar slavă Domnului că perseverează, nu se lasă, și mulțumim Domnului pentru asta. V-ați dus acolo cu trei copii, Ruth, Alessia și Filip. Filip avea câte 10 luni? 10 luni când v-ați dus. Mm-hmm. Ioana, care au fost temerile tale ca și mamă să te duci într-o țară străină despre care doar ai citit și te-ai uitat la câteva poze și aterizezi acolo cu trei copii mici? Care au fost temerile tale, cele mai mari, legate de copii, de creșterea lor? A fost sistemul sanitar, să spun, faptul că nu o să găsim medici în cazul în care se bolnăvesc. A fost temere legată de școala copiilor. Școala malgașă de stat nu este recunoscută în România. Am avut temeri în privința aceasta, dar ne-am bazat pe cuvântul Domnului. Astea au fost înainte de a vă duce acolo. Înainte. Au continuat aceste temeri sau Dumnezeu a intervenit oarecum și a dat la o parte aceste temeri, a rezolvat problemele care Dumnezeu a rezolvat problemele, Dumnezeu a fost credincios față de noi. El ne-a spus dinainte că problema sunt oamenii care nu sunt disponibili să se pună în slujba Domnului ca și misionari, și El se îngrijește de toate celelalte lucruri. Pentru noi așa a fost. El a pregătit o casă, pentru că la început nu știam unde o să locuim. El a pregătit o casă pentru noi, El a pregătit oameni care să ne înconjoare și să ne facă adaptarea mai ușoară. El a pregătit școală pentru copii. Unde studiază fetele acum? Este o școală cu predare în limba franceză. O școală sub ambasada Franței. În care sunt și copiii altor misionari de acolo. Copii străini, copii fetele malgași. S-au adaptat și ele bine acolo. Le place foarte mult la școală și aceasta e o mare bucurie pentru noi. Merg cu drag la școală, chiar dacă merg de două ori pe zi. Sunt încântate și mă bucur mult pentru aceasta. În clasa Alesiei sunt 7 naționalități.
Așa și ea ne spune întotdeauna, știi, când e ziua unui coleg, eu sunt singura care cântă în limba română la mulți ani, pentru că îi pune să cânte pe fiecare separat în limba. Marcel, eu am amintit câteva temeri specifice mamei. Tatăl are și el temeri. Ce temeri ai avut tu când ai ajuns acolo cu familia, copiii? Una din poverile cu care m-am dus eu de aici a fost frământarea. Poate asta a fost cel mai greu când am plecat pe câmpul de misiune. M-am frământat, sunt responsabil de familie și se poate întâmpla ceva familiei mele. Se poate să se întâmple un accident sau, cum am amintit, un atac armată cuiva sau o boală și atunci putem pierde din copii sau o pot pierde pe Ioana. Și asta a fost cea mai mare frică, frica de securitate, frica să nu pățească ceva familie. Și a trebuit ca să încredințez toată frica asta în mâna Domnului. Pur și simplu să o încredințez. Doamne, Tu ești. Tu ești suveran peste toate lucrurile. Psalmul 127, dacă nu păzește Domnul cetate, degeaba ne toți stresăm să o păzim, dacă nu binecuvântează Domnul casă, degeaba ne tot frământăm noi. Și a trebuit să las toată povara asta în mâna Domnului. Mi-a fost greu să-mi extind zona de confort. La un moment dat trebuia să caut mașină pentru familia noastră, ori la noi în oraș era greu. Presupunea să mă duc la Tana să stau vreo 2-3 săptămâni până găsesc. Am fost pus în situația să-mi las familia singură. Ce frică mi-a fost. Mi-am pus motoreta, scuterul, da? Un mini scuter de ăsta micuț. L-am pus într-un camion și m-am dus în Tana pentru 2 săptămâni. Și acolo tot o străină era pentru mine. De câte ori m-am rătăcit prin Antananarivo și sunam, Domnul mi-a dat un băiat, un prieten care m-a ajutat în acest proces și îl sunam, m-am rătăcit. Bun, caut acolo, du-te acolo, o să vin să te caut. Și în timpul ăsta mă gândeam la ei, Doamne, ocrotește-i, Doamne, păzește-i. Dar pe măsură ce Dumnezeu m-a ajutat să îmi depășesc zona de confort, a fost din ce în ce mai bine, pentru că încredințam în mâna Domnului, ce-am, Doamne, ocupă-te Tu. Ne-am dus în junglă, iar mi-a fost frică, pentru că mergeam prin nesfârșiturile păduri de acolo cu mașina și eu, cum sunt mecanic priceput zero, știu doar să bag uleiurile, așa ziceam, dacă se oprește mașina, ce facem? Am încercat să nu mergem pe întuneric, pentru că atunci te pot opri bandiții, pentru că există la modul real bandiți acolo, trag așa ca un fel de grapă pe drum și nu ai unde să mergi. Nu poți să mergi în mlaștină sau nu poți să mergi în pădure și atunci mi-a fost frică. Dar Domnul, încetul cu încetul, m-a ajutat să depășesc toate aceste temeri și să le arunc în deci, mâna Lui. După un an sunteți mai liniștiți și da, multe este. Din temerile cu care voi v-ați dus de acasă sau pe care le-ați avut la început când v-ați așezat acolo, Dumnezeu le-a dat la o parte, există mai multă siguranță, acum mai multă încredere în Dumnezeu, mai multă libertate de a vă mișca și vă simțiți tot mai mult acasă și că acolo este locul în care Dumnezeu v-a chemat în lucrare. Mi-a mai fost frică de boli. Mi-a fost frică să nu se îmbolnăvească copiii. În cazul în care se rupe o mână sau eu îi văd pe ceilalți misionari că se duc în... ies afară din țară. Pentru că ei consideră... sau o operație. Ies afară din țară. Și se duc în altă parte, în alte insule care sunt sub Franța, da? Care sunt state franceze ca să facă operații. L-am întâlnit când am mers acolo un bărbat care făcea parte din comitetul executiv al bisericii și acum înainte să vin, era mai tânăr decât mine, cu vreo 2 ani, 38 de ani și el a făcut o operație la burtă, nu știu ce anume. Nu era foarte complicat, dar în Madagascar se pare că a fost complicat. Înainte de a veni, a murit și așa de întristat am fost, pentru că nu există o medicină
cât de cât specializată, adică în spitale pline de sânge, pline de mizerie. A, dar până la urmă trebuie să depășim în partea de nord-vest ciumă pneumonică. Unul dintre misionarii americani a fost acolo. Acum să sperăm că Ebola nu ajunge până în Madagascar. Ne rugăm pentru asta. A venit Ada la noi. Noi făcusem de 5 ori gripă. Gripă? Ah, toată familia, ce obositor era. Te dureau oasele, te dureau mușchii. O zi, două, nu puteai să faci nimic, erai la pat. Și după aproape o lună de stat în Madagascar, zice, atât de bine îmi pică clima asta, așa de încântată îți de, îmi place, mă simt bine. A, și noi ne-am bucurat că s-a acomodat bine. Până v-a vizitat. Și peste două zile ne anunța, da, sunt bolnav, am malarie, una din cele mai grele forme. Ai, draga, de a tras vreo două săptămâni cu injecții și n-a fost ușor. Am vizitat-o. Ah, avea putere să stea de vorbă cu noi. Oh, dar Domnul a ajutat-o să treacă peste asta. Pentru că e clima tropicală, e totul așa de diferit și organismul până se adaptează la umiditate de acolo. Dacă e frig și umed, ți-e frig. Nu știu de ce ți-e frig, dar ți-e frig. Dacă e cald și umed, transpiri. Nu știu de ce transpiri. Ne-am dus în junglă, parcă eram în saună. Așa era, transpiram tot timpul. Marcel, Ioana, încă o dată mă bucur că am putut să vă am ca și invitați la această emisiune și vom continua, desigur, în alte episoade, alte emisiuni și vă voi da posibilitatea să împărtășiți mai mult despre lucrarea în care sunteți implicați. În această primă emisiune am vrut să creați o imagine cu privire la Madagascar, situația politică, economică, religioasă, adaptarea voastră ca și familie acolo și poate tocmai aceste mărturii ale voastre îi vor încuraja pe alții să se gândească la misiune, să realizeze că misiunea nu se face doar de către tineri singuri, ci ea poate să fie făcută bine și cu responsabilitate de o familie de oameni maturi care au slujit în biserică, au copii și care sunt gata să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Ne oprim aici, stimați telespectatori. Eu mă bucur foarte mult că v-am avut la emisiunea Până la marginile pământului împreună cu invitații mei, Marcel și Ioana Șaitiș, trimiși de Biserica Speranța din Cluj în Madagascar pentru lucrare de misiune pe termen lung. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare în aceeași zi, la aceeași oră și nu uitați, vestea bună este bună doar dacă sosește la timp. La revedere!